Fermierii s-au calmat, birocrații din rural nu. 650 de angajați din 49 de primării ieșene intră în grevă de avertisment. Cetățenii din mediul rural care au diverse probleme de rezolvat la primării trebuie să evite ghișeele între orele 11 și 13. Sute de funcționari publici au declanșat o grevă de avertisment. Ei sunt nemulțumiți de aplicarea legii salarizării și cer deblocarea posturilor rămase libere după pensionarea colegilor lor. Noi participăm la greva de avertisment pe lângă, și solicităm pe lângă aplicarea legii salarizării și adoptarea unei noi legi a salarizării în care să se stabilească coeficienți pentru administrația publică locală. Momentan, salariile în administrația publică locală sunt stabilite prin hotărâre de Consiliu Local, dar dorim aplicarea coeficienților la nivel național, să fie o muncă egală pentru toți funcționarii publici din administrația publică, indiferent că este centrală sau locală, pentru că este vorba de aceeași muncă. De când nu s-au mai făcut modificări în ceea ce privește salarizarea și ce înseamnă volumul de muncă pe care îl aveți de făcut zi de zi? Păi, ultima lege a salarizării a fost în 2017, dar nu s-a aplicat în mod corect pentru că au existat acele ordonanțe trenuleți care ne-au limitat la indemnizația viceprimarului și volumul de muncă este exagerat pentru că chiar sunt colegi și din primărie care țin funcțiile mai multor compartimente, da? Noi trebuie să fim documentați și să ne descurcăm în mai multe domenii. Și sunt situații în care funcționarii publici nu rămân în localitățile rurale și aleg să plece spre oraș pentru că este grea și naveta și sunt costuri în plus. Practic, dumneavoastră, acum ați spus de lipsa personalului sau personalului insuficient, pe cât ar fi, cu cât ar mai fi nevoie, ce procentual, să numim așa, persoane ar mai fi nevoie aici și dacă aveți și persoane din alte localități care sunt nevoite, iată, să facă naveta. Da, sunt foarte multe persoane, sunt majoritatea, fac naveta. Și pot să spun că oarecum suntem norocoși că avem acoperit organigrama, dar mai sunt unele posturi care trebuie ocupate. Noi am avut noroc în ultima vreme că ne-am făcut o echipă bună, dar pentru că suntem o comună de categoria a doua, dar celelalte de categoria a trei sunt mult mai dezavantajate și noi suntem solidari cu ei. Cine achită naveta, plata navetei? Instituția sau fiecare? Acum instituția. Recent s-a aprobat și o hotărâre de guvern prin care se aprobă decontarea navetei, modalitatea de decontare a navetei, precum și s-a modificat un articol din legea 153 și vom solicita și noi decontarea navetei din bugetul local.